La mănăstirea ortodoxă română din Senisientos, Madrid, a fost sfințită astăzi piatra de temelie a bisericii Nașterea Maicii Domnului și Soborul Maicii Domnului. În mijlocul obștii monahale și a credincioșilor s-au aflat preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, și preasfințitul părinte Marc Nemțeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale. Să binecuvintează piatra aceasta prin stropirea cu apă sfințită într-un eclipsă întită temelia bisericii ce se zidește, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Slujba de sfințire a pietrei de temelie a fost urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Marc Nemțeanul le-a explicat credincioșilor pilda Evangheliei de astăzi și le-a vorbit despre cum trebuie să-și cultive bogăția sufletească prin fapte bune față de aproapele pentru a ajunge în împărăția cerurilor. Vedeți, iubiți credincioși, că această pildă este foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Să nu credem că dacă avem o oarecare bogăție, nu vom face ca acest om bogat. Trebuie să fim foarte luciți cu noi înșine. Dar când și dacă ne dăm seama în ce mod am greșit și cum ne-am lepădat de Dumnezeu, să ne apropiem de El, fără să ne grăbim spre Domnul pentru a spune: Doamne, iartă-mă, vindecă-mă. Cei doi ierarhi au săvârșit apoi o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii locașului monahal trecuți la Domnul. La final, preasfințitul părinte Timotei i-a îndemnat pe cei prezenți să își păstreze tradițiile și să rămână întotdeauna alături de biserică. Cea mai apropiată parohie românească față de locașul monahal este Boadia del Monte și Brunete și se află la o distanță de aproximativ 50 de kilometri. Românii, așa cum v-am spus și în cuvântul de învățătură, sunt foarte legați de mănăstiri, iar românii ortodoxi pe care avem în Spania sunt credincioși și sunt iubitori de Dumnezeu și au nevoie de repere și au nevoie de biserici unde să vină să se spovedească, și să-și găsească liniștea interioară, pentru că sunt bulversați de multe lucruri, de multe încercări și cea mai mare hibă a românilor putem să spunem că este desrădăcinarea. Nu se mai simt acasă nici în țară, pentru că majoritatea dintre cunoscuții lor sau familiarii lor sunt plecați în alte părți și când merg, din păcate spun acest lucru, când merg în țară, nu mai simt, pentru că legătura este și de pământ, dar legătura este umană. Foarte mulți români participă în mod frecvent la slujbele de la mănăstirea Senisientos din Madrid. Sunteți de mult în Spania? 7 ani. Și ați venit de departe aici la slujbă? De la Madrid. De la Madrid. Cred că vreo 80. Și ce v-a adus aici? Liniștea? Liniștea atât sufletească și trupească. Îmi plac mănăstirile, îmi place viața duhovnicească și încerc să o urmez. Dragostea sufletească, liniștea sufletească. Da, pot să spun că am găsit-o aici și mă simt bucuroasă și trăiesc bucuria, frumusețea, tot ce ne înconjoară în jur și totul este frumos. Momentele au fost foarte emoționante și harul și mai ales piatra de temelie care este pusă pentru această mănăstire. Este foarte emoționant. Nu sunt cuvinte ca să spun emoțiile care le avem de fiecare dată când venim la Sfintele Liturghii, mai ales pentru acest moment important. O mănăstire pentru noi înseamnă foarte mult, deși suntem foarte departe de această mănăstire. Mănăstirea Senisientos din Madrid a fost înființată în anul 2014.